Anul acesta, Consiliul Județean va acorda fonduri nerambursabile doar structurilor sportive. Decizia autorităților a fost luată după ce în anii trecuți structurile juridice care au primit bani pentru domenii precum tineret, cultură sau culte au avut probleme în justificarea sumelor alocate. Anul acesta a fost o decizie a Consiliului să finanțăm doar sportul. Anii trecuți, pe activitățile culturale sau asimilate, am avut tot felul de probleme legate de justificarea fondurilor alocate, astfel încât am decis ca anul ăsta să finanțăm doar sportul, zona în care legislația este mult mai riguroasă și ne permite o analiză a modului în care au fost cheltuiți banii mult mai corectă. Pentru 2015, doar anumite structuri sportive au intrat în vizorul reprezentanților de la CJ. În funcție de proiectele depuse, Comisia de Evaluare a decis cine și cât va primi. În top, cu aproape 3 miliarde de lei vechi, se află chiar echipa de handbal masculin a județului, formație înființată chiar la inițiativa Consiliului Județean. Este vorba de handbal club, echipa de băieți, echipa de rugby Stejaru și echipa de handbal fete. Sunt sumele cele mai mari primite de structuri sportive. Ce pot să vă spun este că în privința echipei de handbal băieți este echipa înființată de Consiliul Județean și finanțată în aproape în exclusivitate de către noi. Sperăm ca anul acesta să obțină rezultate mai bune și să ne gândim chiar la promovare. Echipa de rugby Stejaru, știți că anul trecut a existat o problemă, nu au mai participat în Liga 1. Anul acesta au venit cu un proiect destul de interesant. E o ramură sportivă pe care am vrea să o sprijinim, de aceea am și alocat aceste sume. Din păcate, pentru microbiștii buzoieni, Gloria, echipa Fanion a județului, nu va primi niciun leu de la Consiliul Județean, la fel cum s-a întâmplat în ultimii 25 de ani. Totul din cauza procesului de reorganizare juridică și financiară prin care trece gruparea prezidată de Dan Tulpan, acțiune declanșată de intrarea în insolvență. Nici chiar legea 69 nu ne-ar fi permis, pentru că Gloria Buzău este echipă în insolvență. Finanțarea unor astfel de cluburi este interzisă. Reprezentanții CJ Buzău au ales ca finanțările să aibă loc în temeiul legii 350, potrivit regimului finanțărilor nerambursabile din fonduri publice. Autoritățile au preferat acest act normativ în detrimentul legii 69. Chiar dacă a fost modificată recent, legea sportului prezintă în continuare articole ce lasă loc de interpretări. Din punctul meu de vedere, legea 69, chiar în forma în care este modificată, nu ne-a permis să extindem aceste finanțări. Ca și jurist, formularea este destul de ambiguă și expune consilierii și personalul de specialiști din cadrul Consiliului Județean la tot felul de probleme, astfel încât am decis ca în acest an să mergem strict pe legea 350. În topul structurilor sportive care vor primi cele mai mari sume nerambursabile din partea Consiliului Județean, se află Handbal Club Buzău 2012 cu aproape 3 miliarde de lei vechi, urmat de Rugby Club Stejarul cu 2,8 miliarde și Handbal Municipal cu 1,6 miliarde. Miliarde de lei vechi. Lista completă a proiectelor finanțate este disponibilă pe site-ul Consiliului Județean.